Vreme de mulți ani, bradul de Crăciun din Piața Dacia era adus de la mare depărtare, dăruit de comunitatea din Lupeni. În ultimii doi ani, municipalitatea s-a străduit să găsească braz frumoși de câmpie cu coroană bogată, iar anul acesta a găsit unul chiar în oraș. Anul acesta bradul este chiar din municipiul Buzău. Așa cum spuneam, am încercat și în acest an să îmbinăm tradiția cu ecologicul, în sensul că bradul a fost adus din curtea unui cetățean de pe strada Orizontului și chiar am ținut să-i mulțumesc public domnului Țârlea pentru gestul făcut. E un brad pe care dânsul a crescut vreme de 36 de ani, însă acum dânsul ne-a solicitat să îl tăiem pentru că îi afecta fundația casei, dar și rețeaua de iluminat electric. Și pentru ca bradul sacrificat să nu ajungă direct pe foc, proprietarul s-a gândit să-l doneze municipalității pentru a-i bucura pe buzoieni în perioada sărbătorilor de iarnă. Colegii de la Urbister s-au mobilizat exemplar sâmbătă și au reușit să-l aducă în cele mai bune condiții în Piața Dacia. El deja a fost ornat sâmbătă după amiază, încă de sâmbătă după amiază, astfel încât pe 1 decembrie seara el va fi iluminat odată cu deschiderea târgului de Crăciun. În apropierea bradului se va afla și căsuța lui Moș Crăciun, unde copiii vor primi daruri dulci. După sărbători, bradul va fi demontat, va fi transformat în lemn de foc și va ajunge să încălzească locuința unor buzoieni sărmani.